Elegant și frumos ar fi fost să facem o prezentare pentru următorul invitat, dar pe pauza publicitară eu a dat iama aici în produsele noastre românești, nu, 100%. De fapt, produsele au dat iama în mine. Avem și dovada, uite-te aici, filmarea pentru cei care se uită la noi, pentru că practic ai venit cu atâta poftă, ia uite aici. Aoleu! Erai și în live pe Facebook. Deci m-ai filmat? Nu eu. Bine, m-am dat eu de gol. Nu. Da, adevărul că... Erai live pe Facebook, nu? La tine sau unde erai? Ăsta-s eu. Da, da. Dar unde erai? Live pe Facebook? Nu, eram la tine, în platou. Nu, erai pe telefon undeva. A, eram, da, eram live pe Facebook-ul meu. Asta e puterea televiziunii, uite-te și tu, da, ce se întâmplă. Spui. Da, mă, deci eu asta sunt a fost acum câteva momente în pauza de publicitate. Da, cu doamna foarte drăguță. Mă, adevărul că am văzut... Adevărul de când, că ai salivat la de când am văzut asta la... cu slănine și cu cârnați. Eu sunt sigur că acum stă Smiley acasă și se uită și zice, măi, vreau măcar o felie. E puțin răcit. E puțin răcit, dar asta e foarte bună pentru ăștia care sunt răciți. Cu slănina și cu cârnații. Da, pentru că, cum se zice, proteine, imunitate. Exact, merge și cu țuică, hidratare, exact tot ce trebuie. Oameni buni, cu Pavel Bartoș la o felie de pâine astăzi. Bă, dar recunoaște că e senzațională. Măi, nu că e senzațională, e minunată. Deci, iar cum arată... de sărbători am înțeles că tu faci pâine cu ceapă, cu de toate, am? Da. Da, așa e. Surprindere, da, da, fac, da, da, îmi place să gătesc tot felul de dintre astea, să fac pâine cu măsline, deci cu măsline, cu ceapă. Aia cu ceapă este foarte bună. Și tu faci asta? Da, o călești un pic ceapa, știi? Da. O călești un pic și după aia o arunci așa în aluat. Și știi cât să ții la cuptor tot? Da, știu cum. Cât să ții, cât să faci, bravo, adică să nu se ardă. Profesionist, bravo. Să ne aduce de sărbători. Da, am înțeles. Bă, uite, românii au talent la făcut pâine, la făcut, da, tot felul de produse bune. Hai, ia, să nu că trebuie să mă abțin. Nu că trebuie să și vorbesc după nu aia. Nu, lasă că vorbesc eu acum. Ia o gură, că tot a fost poftă de serios, nu, nu, că eu de fapt am venit să vorbesc. Da, da, exact. Pentru adică... că urmează românii au talent, oameni buni, nouă suprem. Nu-i așa? Da, da. Nouă suprem, vouă suprem. Se întâmplă când, primul? 8 februarie. Primul episod. Da, primul episod și... este un sezon, știi cum e, era să zic o vorbă, știi, care îți vine de obicei după 3 litri de pâine, da, înțelegi, cu slănină și cu alte lucruri înainte, cu apă sfințită înainte, e un sezon extraordinar. Avem reîntoarcerea fiului risipitor, Mihai Petre, acasă, care, măi, la fel de rău. Deci la fel, măi, deci e la fel de rău. Eu am întrebat-o și pe Andra. S-a făcut mai bun, știi. Am întrebat-o și pe Andra, vreau să te întreb și pe tine. Au venit și vechii lui clienți, prietenii lui? Măi, să știi că... Au venit, nu toți, pentru că unii chiar n-au putut trece peste sindromul Mihai Petre. Știi că deja s-a creat... Adică sunt traumatizat și acum. Da. Și atunci acum, au venit aia în care au vrut să-i demonstreze lui Mihai Petre că, uite, Mihăiță, special pentru tine, n-am venit vreo 3 ani la România au talent, ne-am pregătit și acum o dăm de gard. Pe 8 februarie, oameni buni, începe cel mai tare show din România. Românii au talent la Pro TV, un nou suprem, da, incredibil, dar nu imposibil. Da, da, am auzit și eu acum asta. Da. Știi cum e? Eu tot mă mir. Eu sunt într-o mirare continuă. Știi cum e? De când am filmat. Cum și de unde apar astfel de oameni? Mi se pare fascinant că acum în sezonul ăsta au venit și foarte mulți copii care atunci când a început România au talent, ei abia se nășteau, frate. Serios, unii s-au născut în timp ce se vizionau primul sezon de România au talent. Deci părinții în pauza de publicitate s-au dus repede la maternitate. Au zis, mamă, nu știu ce, Mihai Petre, ai fost extraordinar și după aia gata. A doua zi erau anunțați că uite, o să sunteți fericitul. Tocmai de aia foarte mulți copii poartă numele de Mihai Talent, da. Petre Talent. Sau, da, sau de talent pur și sau simplu. De talent, pur și simplu. Înțelegi? Na, nu, se întâmplă, uite, am văzut momentul ăsta. Vai, deci este senzațional, deci este un invitat din străinătate. Măi, nu știu, este un talent pe care, cum să zic eu, nu știu, te surprinde că, în primul rând, că l-ați văzut, n-are dinți, înghite orice, dar orice. Și scoate orice. Și nu că scoate orice, dar știi cum e, înghite și de exemplu. Și alege ce scoate. Și alege ce scoate, în ce ordine vrei, în ce ordine vrei să ți le scot, cum, nu știu ce. Adică eu dacă înghit ceva... Acolo rămâne. Cum, acolo rămâne. Înțelegi? Bine, acum, știi că nu putem spune la televizor, acolo rămâne, așa. Mă rog, o perioadă. Așa. Acolo rămâne. Bun. Și ăsta, omul ăsta ce face, adică face cam ce vrea cu corpul lui, mă rog, cu stomacul lui, cu burta lui. Adică, cred că este singurul care știe labirintul de dinăuntru corpului deci, lui. Deci, 8 februarie, notați-vă,
să nu vă programați ceva, pentru că începe cel mai tare sezon. Românii au talent, da. Nouă suprem, o să fie fabulos. Toată lumea vorbește despre treaba asta. Noi parcă zici că deja așteptăm prima ediție și suntem în fața televizorului, nu știu ce, așteptăm pauza de publicitate, să ne ducem până la frigider. Vezi, ăsta e un lucru pe care l-ai scos aiurea, sau nu l-ai introdus, frigiderul. Unde, aici? Da. Am avut cămăruță, mi-au luat-o. Am avut și frigider de la dublu aici, l-au luat și pentru că vine vara, știi cum e, trebuie să, adică după astfel de lucruri. Mi-au dărâmat cămăruța, frigiderul, tot. Invidia. Dar vreau să-mi fac cămăruță pe fonduri europene, jur. Cum ar fi asta? Cu absorție de fonduri, unul de la o emisiune să trimită. Bă, pe bune, deci unul de la o televiziune să trimită, bună ziua, vreau și fonduri europene. E tot un startup. Pentru, exact, un startup. Înțeleg. Aici, o cămăruța mea. Da, vezi, așa vor face toți, cămăruța lui Mihai Petrec, o să vrea el o cămăruță și el acolo la... Da, mă rog. Nu, ideea este că, oameni buni, va fi un sezon... Suprem. Da, suprem e, știi cum e... Pare prea puțin, pare prea puțin, adică sunt prea puține litere, ori ce se întâmplă, adică e de mai multe. Adică va fi super extra suprem. Hai să zicem, ori 10. Incendiar fabulos, în direct, abia, în reluare. Abia așteptăm. Spune-ne în 2019 ce planuri ai tu. În 2019 am foarte multe planuri. Te-am mai devreme, vorbeai pe Facebook, le spuneam oamenilor că te duci la teatru. Da, am început un nou spectacol, Slugă la doi stăpâni. De fapt, sunt slugă la mai multe stăpâne, că toți ceilalți din jur sunt numai femei. Deci asta e concepția regizorului. Da, la Odeon, adică de la Rodica Mandache, Dorina Lazar, deci toate. Și să joci cu 9 femei, deci acasă am... 3? 4. Da. Cum să zic eu, la teatru, 9. Deci bine. Este, știi cum, raiul pe pământ. E visul bine. Meu mi se... După e aceea... bine, am mai albit un pic, dar nu știam de ce. Da. Păi nu că am albit de la tricou. După aceea am scot, adică vreau să-mi termin scurtmetrajul, relansez canalul. Scurtmetrajul ăsta este unde ești... un fel de Sergiu Nicolaescu, și joci și regizezi, da. Pui și luminile. Bine, și filmezi. Bine, nu chiar. Deci producător ăsta e, nu? Da, ăsta e. E comedie. Sunt selecțiuni după opățani, după o întâmplare adevărată. Să sperăm că... Măi, eu sper undeva la sfârșit de martie să fie cu super, tot, cu colorizare, cu nu știu deci ce. Deci cât o să aibă ca durată? E scurtmetraj, undeva până în 20 de minute. Mișto, foarte tare. Și după aia eu sper la lungmetraj, adică să fac lungmetrajul undeva în toamnă. Și după aceea canalul de YouTube l-am relansat, de fapt i-am dat drumul, pentru că la insistențele lui Ismail, fă-ți vlog. Mult timp n-am înțeles ce înseamnă vlog, înțelegi? Da, păi ai aflat. Da, și am aflat. Trebuie doar să întreb fetele de acasă, cu siguranță că ele erau puse la punct. Da, dar nu, e mult de muncă, adică, da, știi cum e, încerc. Adică am încercat-o și pe asta. Știi? Foarte bine. Un an fabulos pentru Pavel Bartoș în 2019. Da. Mi se pare mie sau mai luat ceva kilograme? Poftim? Da, uite. Am problema asta. 4 kg în plus acum. Nu, și eu am problema asta și mă gândeam că poate băgăm o dietă sau facem un pariu împreună. Nu, Doamne ferește. Care să scapă primul de primele 10 kg. Nu, Doamne ferește, am o viață atât de palpitantă încât nu-mi trebuie astfel de lucruri. Serios, de ce să mă chinui cu diete când se întâmplă lucruri minunate în jurul tău? E foarte greu cu diete și cu chestiile. Să-ți spun o chestie. Dacă eu slăbesc, ce o să mai facă Smiley și cu Mihai Petre? Ei ce o să mai facă? Cum o să mai slăbească și ei? Păi nu, ideea, eu voi fi slim, fit, ei ce o să mai facă? Florin, și atunci, ca să se vadă diferența, eu rămân așa, rămân cum sunt, și ei pot să bea apă plată cu ce vor ei. Dar Florin a slăbit mult. Vezi, uite, în cazul lui chiar e voință. Chiar adică voință și arată bine de tot. Adică... Bă, Pavel, eu cred că doar noi doi suntem mai fericiți decât e, jur, cu pâinea asta, cu slădina asta, cu cârnăciorii ăștia. Oricum. N-are rost să slăbim, pe bune. Vie, mă, zi da, tu. Nu, dar, și România acum e foarte gustoasă. Acum, știi cum e? Tu zici de slăbit, dar de ce să slăbim? Pentru că noi arătăm perfect, cel puțin eu. Acum nu vreau să te... Știi, după aia... Nu ai fi putut să zici și de mine. Păi nu, că tu ai ochelari. Înțeleg. Oricum și tu ales perfect, Pavel. Da. Așa. Ai putea, mă, nene, să treci aici, să știi, mai sunt tot felul de persoane care vin la emisiune și sunt la dietă. Bă, și te uită la tine cum mănânci și cred că au și ele pofte, dar nu mănâncă, știi? Adică se abțin. Apropo de chestia asta, știi că la România au talent, noi câteodată cu Smiley dăm iama prin... Hai, mă, las că te-am văzut eu cu Mici, cu ea, și, cu... Și îmi povestesc ca doua zi doamnele de la magazin, într-o zi am mâncat nu știu ce la o emisiune, la una, parizer, simplu, cu pâine. A doua zi mi-a zis aia, adică carnea care s-a vândut cel mai tare a fost parizerul. Deci au dat ăia, ci că, domne, nu știu ce au avut, domne, ci că s-au uitat toți la România, au talent și a doua zi, toți vreau parizer. Te poftă! Na, ca să vezi ce trendsetter suntem. Da. Așa că, poftă bună. Ești pe cozonaș pe ăsta. Da? Da. A, deci ești pe albat. Da. Nu, eu sunt pe proteine, pe... Uite. Dăm voie. Pavele. Asta e de la vocea României. Exact.
Stai un pic. Așa. Doamne Dumnezeule, nu că iau ăsta tot. Nu, nu, Pavele. Te rog, mersi, pune, nu, pune acolo, că... Așa. Și... Și ce mai... Mie asta îmi place. Hai, lasă atâta. La măruță oamenii vin și aduc pentru mine. Exact. Pavele, să ai baftă în 2019, senzațional, îți mulțumim mult de tot și poate într-o bună zi o să mergem cu tine pe urmele copilăriei în locurile unde ai copilărit. Cum ar fi? Da, trebuie să urcați. Să-ți aduci aminte de copilărie. A trebuit să urcați, pentru că eu m-am născut la munte, așa că trebuie să urci, trebuie să fii fit. Avem colege sportive. Da, așa.